O ediție nouă a concursului Minte Sănătoasă în Corp Sănătos a avut loc ieri, 5 aprilie, la grădinița numărul 19 din municipiul Drobeta Turnu Severin. Copiii au pregătit mai multe activități care au avut ca scop promovarea valorilor unei vieți sănătoase, iar primul pas a fost făcut prin identificarea alimentelor sănătoase. Concursul nostru se numește Minte Sănătoasă în Corp Sănătos, face parte din programul național de educație pentru valori, joc, respect și bucurie. Și proiectul este în parteneriat cu mai multe instituții din oraș, în special cu Crucea Roșie, cu care am colaborat tot timpul și la final vom premia copiii, lucrările copiilor care și-au transpus prin pictură, desen sau prin postere ceea ce au reținut din concursul nostru. De asemenea, la activitățile de dimineață am făcut sandvișuri haioase și sănătoase, aranjamente de fructe, de sezon și nu numai. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Crucea Roșie, iar în cadrul evenimentului, preșcolarii au învățat de la voluntarii organizației cum să acorde primul ajutor. Verificăm dacă respiră. Cum verificăm dacă respiră? La finalul concursului, micuții le-au mulțumit celor prezenți pentru lucrurile învățate și au recitat poezii. Concursul a fost organizat în avans cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, care este sărbătorită anual în data de 7 aprilie.